Doamne, voi nu umblați, luați, cumpărați. Roșii 3 lei, 4 lei. N-am cu ei dat. Europa, Europa. Europa. Seri am fost, am dus acasă, mă iar m-am venit, iar mă duc acasă. Ce să-i fac? Noi avem noroc de români, ei vin și cumpără, dar dacă n-ar fi români, pune vred, că boldovenii n-au parare, de atâta vindem la români, că noi n-avem bani, suntem sărași. Ia că mă uit eu unii mei ieftin, că n-am parale cu ce să mă duc. N-am cumpărat, ia că lumea râde de mine, că n-am cu ce. Să râde că noi toți suntem așa și eu am și cumpărare. Așa, am vândut numai la români, că au fost rar care. Noi n-avem bani, suntem sărași. Noi nu ne ajunge să cumpărăm. Am cumpărat o bucățică de urdă, că de brânză nu ne ajunge bani. Și mai eu o bucățică, o pâine, două, de, și gata. Mi se pare așa cam primitiv. E frumos organizată, deci nu se stă carnea pe tărăbi, nu se stă carnea pe tărăbi fără să fie protecție la dânsa. Deci trebuiești cadru, optim, deținerea brânzeturilor, a cărnurilor și toate celelalte. Nu se pare. Suntem tocmai din Piatra Neamț. Sunt la noi piețe foarte bine puse la punct, foarte elegante, foarte dotate, aș putea spune, și produsele nu sunt bune. Îmi place piața Moldovei, că încă are produse bio, foarte bune, calitate, cu gust, mai precis. Fructe, ce, ce cumpărați? Deci îmi plac toate legumele. Cumpăr românii, dați cum cumpără. Marfa noastră foarte bună, în primul rând, e marfă autohtonică de casă. Asta e de casă, ce vedeți? Asta nu e adus din Turcia, din la Paparinski, a nostru. Aveți mulți cumpărători de peste Prut? Da, majoritatea aproape de peste Prut. Dacă ei au drept, pot să vii, dar noi nu avem buletini, am de ei cu buletini trec în coaște, dar noi trebuie pe așa parte internațională deja la noi. Biometric. Biometric, dar trebuie 800 de euro de tot pensie, nici 800 n-am. Hai la revedere!